poate că unii dintre noi au mai trecut prin operații, fie ele mai simple sau mai severe. În cele mai multe cazuri, cu excepția anxietății prezente înainte de operația în sine, totul a decurs perfect normal, fără complicații. Atunci când suntem pe masa de operație, cu siguranță că acel sentiment ar fi doar exacerbat. Însă pe măsură ce doctorul ne pune masca pe față, iar gazul anesteziant ne pătrunde în corp, încet încet am intrat într-un somn profund. Acesta este modul la care ne-am așteptat să decurgă o operație, însă așa cum bine știm, uneori lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată. Medicina a evoluat extrem de mult de la începuturile sale, însă nu putem spune că este perfectă. Cazuri de persoane care s-au trezit în timpul operațiilor au fost înregistrate, așa că hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă te-ai trezi în timpul unei operații pe creier. Operația pe creier. Chiar și astăzi, conceptul unei operații pe creier este extrem de înfricoșător, fiind o procedură extrem de complexă și sensibilă, în care o singură greșeală poate face diferența dintre viață și moarte. Acestea fiind spuse, înțelegerea noastră medicală a evoluat extrem de mult comparativ cu trecutul în care operațiile dăunătoare precum lobotomia încă erau practicate. Astăzi, un neurochirurg este antrenat la cel mai înalt nivel posibil, iar înțelegerea noastră despre creier doar continuă să crească. Acest tip de operație este realizată pentru a rezolva tot felul de afecțiuni neuronale, de cele mai multe ori făcută sub anestezie, însă în anumite cazuri, anestezia este evidentă. Această variație este folosită inclusiv în cazul tumorilor sau al epilepsiei. Dacă tumoarea sau zona creierului în care apar convulsiile se află în apropierea părților creierului care controlează vederea, mișcarea sau vorbirea, poate fi necesar ca pacientul să fie treaz în timpul operației. Astfel, chirurgul poate pune întrebări pentru a monitoriza activitatea creierului, asigurându-se că tratează zona care necesită o intervenție chirurgicală. De asemenea, procedura reduce riscul de deteriorare a zonelor funcționale ale creierului care ar putea afecta vederea, mișcarea sau vorbirea. Inițial, pacientului îi este administrat un sedativ în timp ce chirurgul înlătură partea necesară către creier, însă pe măsură ce continuă operația, sedativul este oprit. În timpul operației, doctorii vorbesc cu pacientul, iar dacă se observă vreo schimbare în gândire sau modul în care vorbește, chirurgul știe că acea zonă nu trebuie atinsă. Într-un caz, pacientul chiar a cântat la vioară în timp ce doctorul opera pentru a se asigura că operația nu îi va afecta coordonarea. Evident, procedura este lipsită de durere, însă ca în cazul oricărei operații pe creier, nu este lipsită de riscuri. O astfel de operație ar putea duce la pierderea memoriei, meningită, sângerări sau vătămări ale creierului, acestea fiind doar câteva dintre riscurile posibile. Însă operația este realizată doar după ce chirurgul a decis că aceasta este cea mai bună cale de urmat, așa că statistic vorbind, rata mortalității nu este chiar mare, depinzând de afecțiunea tratată și de alte caracteristici ale pacientului, cum ar fi vârsta. Chiar și în cazul în care astfel de complicații ar apărea, de cele mai multe ori nu este vina neurochirurgului. Este greu de spus cam care este procentajul de decese în timpul unei astfel de operații, însă un studiu realizat în 2010 poate clarifica mai mult situația. Experimentul a fost efectuat pe o perioadă de 36 de luni în care au fost realizate peste 3650 de proceduri de către autorii articolului. Din aceste 3650 de cazuri, 62 de decese ar putea fi considerate că au legătură cu operația în sine, ceea ce ar însemna cam 1,7% din tot procentajul. Evident, în spatele acestei statistici sunt vieți reale, însă așa cum am menționat, principalele motive de decese rareori depind de neurochirurg. Dacă te-ai trezi în timpul unei operații. Am vorbit despre trezirea voită a pacientului de către doctor pentru a asigura o operație cât mai reușită, însă dacă pacientul se trezește fără dorința doctorului și poate și mai important, fără ca doctorul să fie măcar conștient de acest fapt. În cele mai multe cazuri, în timpul unei intervenții chirurgicale majore, pacientul va fi cel mai probabil anesteziat și inconștient în timpul operației. Asta înseamnă că persoana în cauză nu își va aminti nimic din timpul procedurii, dar nici nu va simți urmă de durere. Cel puțin, asta ar trebui să se întâmple. În unele cazuri mai rare, pacientul se poate trezi în timpul operației, ceea ce înseamnă că el își poate aminti părți din ea, în general timp de 5 minute.
Nivelul de gravitate al unui astfel de eveniment diferă, deoarece în majoritatea dintre cazuri, deși extrem de supărător, pacientul nu poate simți nimic, dar nici nu se poate mișca pentru a atenționa chirurgul. Totuși, conform afirmațiilor unor oameni care au trecut prin asta, în anumite cazuri au putut fi simțite și dureri imense în timp ce doctorii operau fără să știe că pacientul este de fapt trez. Pentru unele operații, precum intervențiile abdominale, paralizia este folosită pentru a relaxa mușchii operați, dar asta înseamnă că pacientul nu este capabil să se miște, nici măcar să își deschidă ochii. Nici măcar cea mai de bază funcție umană, respiratul, nu este posibilă fără ajutorul tuburilor atunci când pacientul se află sub un asemenea paralizant. Totuși, deși inhibă mișcările pacientului, nu oprește durerea. În general, numărul de cazuri documentate sunt limitate, însă conform unor studii, ar putea afecta mai puțin de 1% din pacienți, unele resurse plasând numărul la 1 din 1000 de cazuri, undeva la 0,1%. Desigur, asta înseamnă că sunt cu 0,1% mai multe cazuri decât ar trebui să fie, așa că doctorii lucrează din greu pentru a reduce acest număr la 0. Trezirea în timpul intervenției chirurgicale se poate întâmpla din mai multe motive diferite, deseori mai frecventă la pacienții cu afecțiuni medicale multiple care suferă de obezitate, care au trecut prin mai multe astfel de operații sau în funcție de natura operației în sine. Acest lucru este datorat faptului că doza recomandată de anestezie nu poate fi aplicată pacientului în condiții normale fără a risca alte complicații. Este posibil și faptul ca o istorie de abuz de droguri sau alte substanțe să contribuie la o rezistență mai mare. Prevenirea acestui eveniment sau cel puțin reducerea efectelor poate fi realizată atât de echipa medicală prin monitorizare mai eficientă, dar și de pacient căruia este recomandat să își dezvăluie trecutul medical sau abuzul de alte substanțe care ar putea duce la această concluzie. Astfel, doctorul poate decide dacă o doză mai mare de anestezie este recomandată. Când vine vorba de pacienții care s-au trezit în astfel de operații, afirmațiile diferă de la persoană la persoană și în funcție de tipul de operație efectuat. În unele cazuri, pacienții s-au trezit și au readormit intermitent, amintindu-și părți ale operației sau vocile doctorilor. Alte cazuri sunt descrise cu detalii înfricoșătoare în care pacientul putea auzi fiecare mișcare pe care doctorul avea să o facă, fără nicio opțiune cu excepția așteptării. Când acel moment a venit, așa cum am zis, în multe dintre cazuri totul a fost lipsit de durere, însă conform altor cazuri pacientul a experimentat o durere îngrozitoare în timp ce doctorul desfășura operația. Un astfel de caz este Donna Penner, care pe lângă faptul că a experimentat o durere extremă, aceasta s-a și apropiat de moarte în timpul operației. După ce procedura a fost finalizată, femeia și-a folosit toată puterea pentru a se mișca, deranjând tubul care o ajuta să respire. La vederea acestui lucru, asistenta prezentă a înlăturat tubul, așteptându-se că efectul paralizantului a luat sfârșit, însă plămânii Donei încă nu erau capabili să funcționeze de unii singuri. Conform acesteia, după acest lucru a avut o experiență extracorporală. Desigur, trebuie menționat că Donna se afla sub stres emoțional intens în acea perioadă, așa că presupusa experiență ar fi putut fi doar efectul unei amintiri eronate sau efectul diverselor substanțe folosite de către doctori. Nu trebuie ignorat nici faptul că experiența ei a fost extrem de traumatizantă, încă stârnind atacuri de panică în victimă. Când vine vorba de trezirea în timpul unei operații pe creier, informațiile sunt limitate, însă putem spune că detaliile ar fi similare cu procedura care se face atunci când pacientul este trez, deci cel mai probabil lipsit de durere. Concluzie. În multe persoane, operațiile încă provoacă un sentiment de frică. Acest lucru este perfect normal, mai ales când ne gândim la cazurile extreme prezentate mai devreme, însă nu pe asta trebuie să ne concentrăm. Astfel de evenimente sunt rare, așa că pacientului îi este recomandat să intre în operație cu o minte cât mai limpede. Pe măsură ce domeniul medical va evolua, aceste cazuri vor începe să dispară treptat, așa că mult mai eficient este să ne axăm pe viitor. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.